Centrul Județean de Transfuzie Sanguină-Hunedoara de Vama a organizat o nouă caravană mobilă de donare de sânge. În cursul zilei de astăzi, această caravană a ajuns în comuna Băița, mai exact la Căminul Cultural din satul Crăciunești. Deși suntem în plină pandemie și totuși condițiile sunt un pic mai grele pentru toată lumea, spitalele fiind pline și de bolnavi de COVID, dar și de alte boli, am zis că este important să facem acțiuni, poate pe comunele și pe satele din județul nostru, unde maladia asta care este acum COVID nu este chiar așa de răspândită și am zis că să căutăm să luăm donatori sănătoși de pe sate, care poate le este greu să vină până în Deva sau până în Hunedoara, să venim noi către ei și să facă și ei o acțiune și noi și ei o faptă bună. Ca de fiecare dată și la această campanie de donare de sânge au fost prezenți și voluntari de la Crucea Roșie, care îi încurajează pe toți să facă acest gest de mare omenie. Pentru Societatea Națională de Crucea Roșie de România, această campanie înseamnă foarte mult și are o deosebită importanță. Din păcate, sistemul sanitar din România se confruntă cu o mare lipsă de sânge și avem nevoie de cât mai mulți donatori, în special persoane tinere, dar și atât persoane vârstnice. Oricine poate dona este îndemnat să se prezinte la cel mai apropiat centru de donare pentru a se interesa. Medicii și în special cadrele sanitare au nevoie de foarte mult sânge pentru a susține operațiile și alte operațiuni medicale care implică sânge. La acțiunea de donare au răspuns prezent localnicii din Băița, printre aceștia aflându-se și funcționari ai primăriei din această comună hunedoreană. Ați venit astăzi la această acțiune de donare de sânge la Crăciunești. De ce ați venit? Fiindcă consider că donarea de sânge salvează alte vieți. Am înțeles că sunteți un donator cu ștate vechi de servicii. Ce recomandați celor care au oarește rețineri pentru acest act medical? Deci recomand tuturor să facă chestia asta, fiindcă în primul rând este foarte bine pentru organism și în al doilea rând facem o faptă bună. O plăcută surpriză a fost prezența la acțiunea de donare de sânge de la Crăciunești a reprezentanților Asociației Județene de Fotbal Hunedoara. Sorin Ciotlăuș, secretarul general al AJFF Hunedoara, la donare printre primii donatori aici la Băița. Sorine, de ce ați venit? În primul rând pentru a face bine persoanelor care au nevoie de sânge. Cum te simți? Ok. Ești la prima donare? Nu, am mai făcut donare. Ce poate ocazie. Ce îți propui pe viitor tu și cei de la Asociația Județeană de Fotbal în acest sens? În primul rând să fim sănătoși și cu alte ocazii vom mai participa la asemenea acțiuni de donare. Nevoia de sânge, dar și de produse derivate din acesta, este una acută în spitalele din județul Hunedoara, atât pentru bolnavii de COVID, dar și pentru pacienții cu alte afecțiuni. Nevoia de sânge este foarte mare și bolnavii sunt și în afară de cei de COVID care au nevoie de plasmă și asta recoltăm la nivelul județului, în Deva și în Hunedoara, și nevoia de sânge, pentru că sunt bolnavi și cu alte patologii care sunt internați acum în spitalul Deva, în Hunedoara, în Petroșani și toți au nevoie de sânge. Caravana mobilă de la Crăciunești reprezintă cea de-a treia acțiune de donare de sânge organizată în această lună de către Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, după cele de la Lupeni și Șoimuș.